Ziua, dragii mei, sunt Virgil, bine v-am găsit la un nou episod din Industria Alimentară. De data aceasta vom discuta despre materii auxiliare. Va fi episodul 2, 3, 4 și 5. Să începem, pentru că este un domeniu mult mai larg. Materii auxiliare, episodul de azi se va numi substanțe pentru conservare și gust. Din această categorie face parte sare comestibilă, zahăr și dextroza monohidrat. Sarea comestibilă. La fabricarea preparatelor din carne se folosește sare gemă comestibilă care trebuie să corespundă condițiilor de calitate impuse de STAS 1465 din 72. Are lor conservant și ameliorant de gust. Lorul conservant îl are prin împiedicarea dezvoltării microflorei care produce alterarea cărnii. Conform standardelor de preparate din carne, sarea este admisă în produsele din carne în cantitate de maxim 2% produse dietetice, maxim 3% produse din grupele salamuri, cârnați, paste, sângerete, afumături. Peste 3% în unele specialități, afumături sau produse crud uscate. Zahăr. Trebuie să corespundă condițiilor de calitate impuse de STAS 1168. Contribuie la alterarea gustului de sărat, formarea culorii, fiind oxidoreductor, răgezirea cărnii, inhibarea florii de putrefacție. Se folosește în cantitate de circa 0,05% la produse finite realizate din cărnuri sărate, umede, la grupele salamuri, cârnați, specialități, afumături, adăugându-se în consum la salamuri, sosuri și condimente. Între circa 0,3 în produse finite și circa 0,5 când este folosit pentru gustul și personalizarea produselor, adăugându-se la fabricarea pastei. Și în ultimul rând, dextroză monohidrat trebuie să corespundă prevederilor SFTR 2409 din 77, are lor înformarea gustului, poate înlocui zahărul în fabricate. Eu sunt domnul Virgil, vă salut, vă doresc o zi plăcută. Dacă v-a plăcut acest videoclip, știți ce aveți de făcut. Dacă nu, asta este. Sper să ne vedem cu bine data viitoare. Vă salut!